Salutare și bine pare că este la un nou episod de Clash Royale. Înainte de toate, vreau să dați un mare like, să distribuiți acest video mai departe și să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram. Pentru că înainte de toate, stai să ne facem și noi freză așa, pac pac, perfect. Știți cum se zice că fără freză nu există altă freză. Știți freza aia. Oricum, astăzi o să facem un mini chest opening, așa să vedem, uite, clătite cu Nutella, băi, nebun. Avem așa. Fiți atenți, avem o epică. Avem și o legendară în shop, însă eu am deja minerul, deci nu mai trebuie să-l iau. Avem și 30.000 de gold pe care cu siguranță o să folosim. Ăsta, stai să schimbăm puțin deck-ul, că o să dăm și la battle. Și o să folosesc, bineînțeles, P.K. de balon. Balonul folosesc când joc 2 vs 2. Avem gold chest-ul, avem crown chest-ul și avem și clan chest-ul. Hai cu legendara, ia să vedem, gold. E bine pentru că încerc să strâng cât mai mult gold, să mai cumpăr câte ceva din shop. Dacă o să-mi apară altă legendară, o să vreau să strâng 40.000 de gold ca să iau altă legendară. Tocmai de aceea încerc să o strâng, așa. Hai să vedem cu crown chest-ul. Gold. E bine. Gemuri. Minioni. Skeleton barrel. Execuționerul, bă, ești nebun. Mamă, și m-am chinuit într-o... Opa, putem să facem crown chest-ul, e ok. Hai să vedem clan chest-ul. 1620 de gold, băi, suntem pe aproape să facem și 40.000 de gold, e super tare. Hog Rider-ul, Musketer, Barbarians, Goblin Hato, Minioni! Aaaa, oh! Vroiam, băi! Deci fii atent, în loc de legendară, dacă nu știu, depinde ce legendară o să-mi cadă în shop. Vreau neapărat să le dau upgrade la Minioni, bă, și altă epică, băi, ești nebun? E bun, Minioni ăia îi ador, de-abia aștept să le dau iarăși upgrade, așa că hai să-i dăm un battle. Și dă-mă forță, mă, ca să băgăm acolo, măi. Bă, e bun. Ador cartea, nu știu, Minionii, cred că e cartea mea favorită, nu știu de ce, dar am eu impresia așa că aia e cartea mea favorită. Nu știu de ce am impresia că are și el P.E.K.K.A. Nu, nu-l are. Ai, bă, de ce nu mi-a căzut, mă, înainte, mă? O să mă duc cu Royal Ghost-ul în față. O să mă duc cu Royal Ghost-ul. Stați așa ca să punem aici. Oh. Ok, e nașpa situația, e chiar nașpa. Bun, bine măcar că l-am luat pe P.E.K.K.A. Da, nu știu cât ok, nu mai are șanse. Bine măcar că, opa, opa, valeu, 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 valeu. Stai bă, ho, 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 ho. Stai că e nașpa. Bă, băiatule, ce-a dat-o? Nu te cred, mi-a luat turnul. Te rog, spune că nu ai minioni, te rog. Nu te cred, bă! Ce meci de tot... Știi tu, cum am zis, meci de tot... știți voi. Bă, deci nu te cred, mă, cum frate să joci în halul ăsta? Și acum pune iar Hog Rider-ul. Pune și Rage-ul. Fiți atenți. Fiți atenți că asta se întâmplă. Ce v-am zis? Și dă, pune și aia și dă și, și rage-ul. Fuck, ce v-am zis? Am nevoie neapărat de wizard. Am nevoie de wizard. Neapărat. Hai cu wizard-ul odată. Hai să dăm și un rage. Hai că e bine. E bine. De ce nu i-am dat, bă, băiatule? O turnul, hai. Haide, el s-ar putea să se ducă direct pe turn, nu știu ce am impresia. O să dăm aici un arrows, bun. Nu știu dacă să mă duc pe turnul celălalt. Hai să mergem pe turnul celălalt. E ok. O să mă duc și cu wizard-ul. Ok, dăm un rage. Mă duc și cu... Ok. Băi, suntem în avantaj. E bine. E bine. Suntem în avantaj. Am nevoie de zap și s-ar putea să câștig. Am nevoie de zap și s-ar putea să câștig. Ok. Ok, o să pun asta repede. E meci câștigat. Nu te cred că am câștigat meciul și am crezut că e meci mort, mă jur. Woo! Good game, good game, bravo.
Aha, aoleu, sărăcuțul plânge de el. Sărăcuțul de el plânge. Aoleu, viața mea. Dar ce ai făcut? Ce ai făcut? Plânge. Îmi pare rău. 3201 trofee. Mamă, vă dați seama. Deci până acum am avut cel mai multe trofee. Deci 3201 sunt cele mai multe trofee pe care le-am avut eu până acum. Ceea ce e super, super bine. Am dat drumul la muzică. Așa. Așa, așa că o să mai vreau să mai dau încă un battle. Ia să vedem, mai puțin. Hai să mai dăm încă un battle. Nu știu dacă o să completăm crown chest-ul, nu cred că o să-l completăm în episodul ăsta. Oricum, am început în forță, e bine. Ne ridicăm spre arena 11. De cu ăsta pe care îl folosesc e destul de bun, din punctul meu de vedere. Noroc foarte mult și de rage. E foarte, am mare noroc și cu rage-ul. Eu o să folosesc Royal Ghost-ul. Stop. Ai, bă, mi-a dat-o, mă. What the fuck? Ce-s cu cărțile astea, fratele meu? Ce-s cu cărțile astea? Bă, astea-s cărți, mă? Astea-s niște rușine, bă. Cum, frate, să ai cărțile alea? Bă, băiatule. Deci, what the fuck? Bă, dar am o grămadă de reclame. Fiți atenți că iar o să pune tâmpenia aia. Ce panorame de cărți are ăsta, să mor de nu. Deci are niște panorame de cărți. What the fuck? Bă, ce deck are ăsta, bă, frate? Dă-mă să dau un rage aici, că mă enervează de mor, jur. Nu, că e deck din ăsta tâmpit, știi? O să pună iar prințul. Nu știu câte șanse avem de câștig, pentru că e un deck... Am impresia că are, nu știu, un golem. Pentru că că văd că așteaptă... What the fuck, man? What the fuck? Am nevoie iar de wizard. E clar, pentru că el așteaptă iarăși ceva. Era de așteptat. Ok. Hai, dă fireball-ul. Eram sigur. Hai măcar să iau turnul. Turn mort. Bun, turn mort, bă, băiatule. Nu știu dacă mai are șanse de câștig ăsta. Nu mi-a dat aproape niciun damage, ceea ce e foarte, foarte bine. Măcar să mă apăr, pentru că vedeți că are un deck extraordinar de, nu știu, ciudat. Ok, trebuie neapărat să mă apăr. A făcut o mare prostie să dea rage-ul acolo. O mare, mare prostie. N-are nicio șansă oricum. O să mă duc și în partea asta să mă apăr. E ok, am impresia că iau turnul și din partea aia. Măcar îi luăm și noi turnul la mai mult. Da, e turn mort și în partea aia. Foarte tare decizia am luat. Foarte, foarte bună decizia am luat. Bravo. Bravo mie. Bun, bravo. Match frumos, băi, dați mare like, pentru că am crezut că e match mort ăsta pentru mine. Sincer, n-am crezut că o să câștig. Am completat și un quest, ceea ce e foarte, foarte bine. Ia să vedem. Collect reward, ne apropiem și de Legendary King Chest. Mai avem, băi, cred că săptămâna viitoare, băi, primul Legendary King Chest pe care o să-l facem. Mamă, de-abia aștept să-l deschid, jur. Este primul. Așa că, ia să vedem. Am uitat de epica asta, mă! Cum, frate, să uit de epică? Am uitat de epică. Așa că o să deschidem și epica asta. Hai să vedem ce epică avem aici. Și 3, 2, 1... Dă-i ceva bun. Băi, lighting-ul. Fiți atenți, la lighting eu nu știu dacă l-am folosit vreodată. Dar uite că e bine, pentru că am și cărți pe care nu le-am folosit și pot să le dau upgrade. Eu îmi doresc acum să cresc și în level foarte bine ca să intru în arena 11 în forță. Ia fiți atenți. Așa, mai aveam ceva de aici de cumpărat. Băi, eu am uitat că am intrat și în Pro Deck-ul ăsta. Vreau să vă zic, în Pro Deck Challenge.
Dar deja vedeți că am pierdut, am jucat doar o singură dată, am pierdut o singură dată. Ia să donăm și noi puțin aici. Ok. Așa că avem 3230 de trofee, ne apropiem de Arena 11, super, super tare. Așa că o să vă zic să dați încă o dată un mare like. Mersi tare mult că ați fost alături de mine, a fost un episod foarte, foarte tare. Așa că vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari și ne vedem. Cei mai tari legendari, bineînțeles. Ne vedem data viitoare cu pace și iubire. Salutare!